Apicultorii sălășeni vor beneficia în următorii trei ani de un sprijin financiar care, la nivel național, va fi de 44 de milioane de lei, aceste fonduri fiind alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform programului național Apicol elaborat de România pentru perioada 2014-2016. Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de 44 milioane lei. Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din programul Apicol cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată exclus în TVA. Sprijinul financiar alocat atât din bugetul de stat cât și din bugetul european prin programul național Apicol pentru perioada 2014-2016 se distribuie pentru 5 măsuri, respectiv Activ pentru realizarea sistemului informatic în vederea identificării stupilor, pentru achiziționarea de medicamente, pentru achiziționarea de măt și stupi în vederea reformării stupilor uzați în urma deplasării acestora în pastoral și de contarea analizelor fiziochimice care atestă calitatea mierii. Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. Potrivit Ministerului Agriculturii, sistemul informatic va avea ca scop evidența numărului de apicultori și a numărului de familii de albine pe județ, total, țară și forme asociative prin îmbunătățirea substanțială la sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor. În prezent, în România, situația statistică a numărului familiilor de albine este gestionată de mai multe entități care raportează valori diferite, înregistrându-se diferențe de 40% și chiar de până la 80% conform ultimelor solicitări depuse la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie. Termenul limită de depunere a cererii și a documentelor care o însoțesc este 1 august a fiecărui an. Consumul Consumul de miere autohton se cifrează în medie la 500 de grame pe locuitor per an, mult sub media țărilor europene unde se consumă între 1,5 kg.